1 Corinteni, capitolul 15, e un text care frații noștri din țară l-au pus pe calendar cu ocazia Paștelor. Un text care sub titlul lui spune așa, Învierea și arătările lui Hristos. Deci 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 1 la 20 inclusiv. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-a fost propovăduită, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chif, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați, deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai nesemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am primit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, bancă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Bancă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Amin. Vă rog să ocupați locul. În această atmosferă frumoasă de sărbătoare, când cântările noastre, poeziile, când gândurile noastre, cuvintele noastre sunt dreaptă toate spre același punct. Învierea lui Iisus Hristos, ce aș putea să spun și eu mai presus, pe orice, la începutul predicii mele, deci, că Hristos a înviat. Românul este obișnuit să spună, atunci când îi se spune Hristos a înviat, el să spună, e adevărat că a înviat. Dacă fratele Iulian spunea, printre cuvintele lui, căci are oarecum o vârstă, vreau să vă spun căci în vârsta care am și eu, am prins perioada comunistă în plin. Eram copil. Când rușii l-au omorât pe Gheorghiu Deș, pentru că le-a tăiat conductele de petrol, am prins în plin toată activitatea lui Ceaușescu și totodată am prins în plin perioada comunistă care spunea căci nu e adevărat căci este Dumnezeu și nu este adevărat căci Hristos
este viu. Era ideologia lor. Și așa cum suntem noi adunați în ziua de astăzi, câteva sute aici, ca să spunem și să mărturisim căci Hristos a înviat. Așa eram în țară încă și la un cămin cultural câteva sute de oameni, așa ca noi, erau adunați și cineva le țineau cuvântare să le documenteze și să-i convingă și să le spună cu ocazia Paștelor căci nu e adevărat căci a fost într-adevăr Iisus, Fiul lui Dumnezeu și că a înviat. Nu știu cât voi predica ziua de astăzi, dar activistul acela de partid a ținut o predică de-a lui lungă prin care să-i convingă pe oameni căci Hristos nu a înviat și că toate acestea sunt mituri și povești. Și după o conversație lungă în public, a spus așa, dacă cineva totuși are o întrebare, poate să ne pună o întrebare, să conversăm împreună. Și atunci, un frate de-al nostru, simplu, dar plin de puterea lui Dumnezeu, atins de Duhul lui Dumnezeu, se scoală în picioare, vrând să spună ceva. Și pentru că activistul cunoștea, i-a spus, îți dau voie să vorbești numai 5 minute. L-a văzut că-i pocăit. Și lui nu i-a dat voie să vorbească mult. Și fratele nostru a spus, nici nu am nevoie mai mult. Și a spus acel frumos salut. Hristos a înviat. Și toată sala a spus puternic și cu convingere. Adevărat căci Hristos a înviat. Măriți să fie Domnul. Eu n-am să caut să vă conving în ziua de astăzi căci Hristos este viu. Căci Hristos a înviat. Pentru că credeți. Toți credem căci e adevărat că a înviat. Dar aș vrea să vă spun căci Apostolul Pavel spunea în primele cuvinte care le-am citit în ziua de astăzi, vă fac cunoscută Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, în care ați rămas și în care sunteți mântuiți, dacă o condiție. Dacă o țineți cum, așa cum a fost propovăduită. Doamne ajută-ne să rămânem lângă Evanghelia curată, lângă cuvântul curat al Tău. Multe filozofii circulau în timpul Apostolului Pavel. El avea de-a face cu filozofii epicurieni, cu filozofii stoici și s-a confruntat cu ei. El avea de-a face cu teologia iudaică care spunea, așa cum ni se aminteam astăzi, căci nu e adevărat căci Hristos a înviat, căci ucenicii lui l-au furat și că nu e viu. El se confrunta cu toate acestea. Dar el spune, vă fac cunoscut Evanghelia care am primit-o, care v-am propovăduit-o și în care ați rămas între toate filozofiile, între toate teoriile, voi ați rămas. Filozofiile s-au mulțit.
Psalmistul spune căci idolii s-au mulțit și oamenii aleargă după Dumnezei străini. Dar același cuvânt îl spunem sus și tare. Acum, cum spunea Apostolul Pavel, v-am învățat înainte de toate căci Hristos a murit după Scripturi, a fost îngropat conform Scripturilor și conform Scripturilor a treia zi El a înviat. Glorie Domnului! Amin. Scripturile confirmă lucrul acesta și a rămas scris în Scripturi. O Evanghelie care nu se schimbă. Întrebarea este, și nu vreau să insist asupra acestei întrebări, cuvântul nu se schimbă, Evanghelia nu se schimbă. Întrebarea mea este, noi ne schimbăm sau rămânem la ceea ce am primit de la început? Ajută-ne, Doamne, să rămânem în așezămintele care le-ai pus Tu de la început. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Nu se poate să vorbești despre o Evanghelie și nu se poate să predici fără să predici de Domnul Iisus Hristos. Și nu se poate să predici despre Domnul Iisus Hristos fără să vorbești despre puterea Lui, despre minunile Lui și fără să spui că Hristos este viu, mărit să fie Domnul. Amin. De aceea, în câteva cuvinte, aș vrea să vorbim despre învierea Domnului și câteva dovezi. Și am să insist asupra uneia dintre ele, câteva dovezi, doar le amintesc, care spun și atestă căci Hristos este viu. Unul dintre ele este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care a spus cu mult timp înainte, așa cum frații noștri citeau și serile trecute, mai cu seamă din Isaia 53, căci Hristos are să sufere pentru păcatele multora, care să învieze, va lua asupra Lui poverile multora, prin rănile Lui suntem tămăduiți și apoi va vedea rodul suferințele Lui și se va înviora și lucrarea Domnului va propăși, glorie Domnului. Amin. Ce înseamnă aceasta că lucrarea Domnului va propăși? Înseamnă că nu e o lucrare care să stinge odată cu întemeiatorul ei. Așa cum s-au stins mulți, au avut vremea lor, au trăit vremea lor, dar Iisus, ca dovadă, căci El trăiește, poporul Lui trăiește, glorie Domnului. Amin. Și lucrarea Lui prosperă. Și lucrarea propășește în mâinile Lui. Slăvit să fie Domnul. Când s-au adunat încă de la început, iudeii și-au vrut să stingă această lucrare. Un înțelept dintre ei, pe nume Gamaliel, se ridică în mijlocul lor și le spune, dacă lucrarea aceasta nu vine de la Domnul, se va nimici. Dar dacă lucrarea aceasta vine de la Domnul, nu veți putea nimici. Și nu cumva să vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ca dovadă, căci Gamaliel avea dreptate. Aproape tot pământul e plin de învățătura Domnului Iisus.
aproape peste tot se înalță cântări și imnuri și se vorbește despre Iisus Hristos. Și noi știm că este viu și îl așteptăm. Glorie Lui! Amin. Și asta este o dovadă. Căci Hristos este viu. Ca mărturie, ca mărturia să fie bine întărită în bierii, cerul și-a trimis mesagerii Lui la înviere. Mă cutremur și mă înfior când citesc aceste cuvinte despre învierea Domnului Iisus și când Evangheliile spun că ce atunci când Domnul a înviat, a venit un înger din cer. Înfățișarea Lui era ca fulgerul. Te înfiori câteodată așa când vezi cum fulgeră puternic și cum bubuie tunetul acela, nu te înfiori? Înfățișarea acestui înger era ca fulgerul și când a apărut el, a luat piatra aceea grea despre care femeile își făceau griji. Cine ne va da piatra la o parte? N-a trebuit să se trudească să ia piatra aia grea de la ușa mormântului. Și cuvântul Domnului spunea, a zvârlit-o deoparte. Așa cum a zvârlit-o pietricică. A zvârlit-o deoparte și în momentul acela puterea militară a căzut și ostașii au căzut ca niște morți. Căci Dumnezeu își făcea lucrarea gloriei Domnului. Amin. Se va mai repeta lucrul acesta. Când Domnul va veni din nou, orice putere militară va cădea. Nimeni nu va mai avea nicio putere. Și din ceruri, ca fulgerul, cum spune Evangheliile despre Domnul Iisus, cum iese fulgerul de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi venirea Domnului. Și atunci și noi vom învia. Glorie Domnului! Asta e nădejdea mea. De aceea îl iubesc pe Domnul. De aceea m-am străduit în decursul zecilor de ani să rămân lângă El și să-i slujesc. Am nădejde că se va mai arăta încă o dată. Ca fulgerul, cum se arată de la răsărit până la apus. Și atunci, cei ce sunt a Lui vor învia. Și cei ce vor fi în viață, vor fi transformați. Glorie Lui Dumnezeu! Amin, amin. Îngerii au mărturisit și au lăsat o mărturie pe pământ. Și au fost câteva arătări despre care am citit în acest text, câteva arătări a lui Iisus după înviere. Aș vrea să menționez un lucru care l-am dedus din Sfintele Scripturi. Mult timp nu ne-am dat seama despre el, nu l-am observat, poate niciunul dintre dumneavoastră nu l-ați observat. Înainte de înviere, Domnul s-a arătat la mulți și la mulți necredincioși care nu credeau în El. Dar vă întreb, după înviere l-au mai văzut cei necredincioși sau numai cei credincioși l-au văzut? După înviere poți să-L vezi pe Domnul Iisus, dar numai prin credință. Dacă spune cuvântul Domnului aici câteva arătări, urmăriți-le. Și veți deduce și veți vedea că s-a arătat numai la cei credincioși. Și de aceea, vă recomand tuturor, dacă vreți să-L vedeți pe Domnul Iisus înviat, Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Dacă înainte
s-atingea de toți păcătoși și le vorbea, dacă vrei după înviere să-L vezi pe Domnul, crede în El și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Una dintre arătările pe care le-a făcut Domnul Iisus sunt multe. El s-a arătat și la pescuirea minunată, când nimeni nu putea să spună ca El, aruncați mreaja în partea dreaptă și au scos o plină de pești. El s-a arătat și atunci când ușile erau închise, a intrat acolo, în mijlocul lor, ucenicii erau oarecum plini de frică, de frica iudeilor, a intrat acolo, a avut așa un corp transformat, căci a putut să intre într-o încăpere și să apară în mijlocul lor, să le spună pace vouă. El s-a arătat și celor care mergeau spre Emaus, vorbea cu ei și nu i-a cunoscut, și-a frânt pâinea și le-a dat-o și atunci El a dispărut așa, dintr-o dată. El s-a arătat în mai multe chipuri și mulți dintre ei rămâneau oarecum cu îndoială. Oare El este sau nu este El? Dar una dintre dovezile cele mai palpabile este că și atunci când El a apărut în mijlocul lor și le-a spus pace vouă, spune cuvântul Domnului că cei se uitau la El și credeau că văd un duh. Și Domnul a priceput lucrul acesta. Și a spus, de ce vi se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Eu sunt! Pipăiți-mă și vedeți! Un duh n-are nici carne și nici oase. Și spune cuvântul Domnului căci i-au pipăit mâinile și costa lui și au simțit în mâinile lui semnul cuielor. L-au pipăit. Poate vă puneți întrebarea de ce Toma a spus dacă nu voi pune degetul meu în palmele lui să-l pipăi și nu voi pune mâna mea în costa lui, unde a străpuns săgeata romană. Nu voi crede. De ce a spus Tom așa? Știți de ce? Pentru că frații lui, ucenicii, i-au mărturisit și i-au spus că o săptămână înainte noi l-am văzut. Și noi am pus mâinile în palmele lui și în costa lui și am văzut. El este. Și de-aia a spus și el, pentru că el nu era acolo. În duminica aceea Toma nu era acolo, nu știu unde era. Dar a spus să pun și eu mâna acolo și să văd. Și în ziua de astăzi, în câteva cuvinte, aș vrea să mă opresc asupra acestui fapt. Să vorbesc despre mâinile lui Iisus. O dovadă a învierii. Mâinile perforate a lui Iisus. Iubiții mei, frați și surori, dragi prieteni, care sunteți în ziua de astăzi cu noi, aici, ați citit în Scripturi și am citit în Scripturi de atâtea ori cum mâna Domnului s-a atins și a vindecat. O mână s-a atins de ochiul unui orb, spune cuvântul Domnului, și degetele lui Iisus l-a uns cu tină pe ochi. Și la orbul acela i s-au deschis ochii.
Nu era încă perforată mâna aceea, dar era o mână puternică. O mână puternică s-a întins odată de pe corabie când vântul bătea și valurile erau groaznice și ucenicii și-au îndreptat rugăciunea spre el și a spus: Învățătorule, perim! Și se întinde o mână puternică pe mare și o voce se aude în largul mării care spune vântului: taci! Și valurilor: fără gură! Și mâna aceea care s-a întins și vocea lui a avut efect, glorie Domnului. Amin. Și marea s-a liniștit și vântul s-a oprit până și ucenicii au rămas uimiți. Umblau cu el de atâta timp, dar când au văzut așa ceva, au spus: cine e acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Cine e acesta? Cine era acesta? Iisus, glorie Lui. Amin. Aleluia. Și orchestra cânta în prima cântare care a cântat în dimineața aceasta: Iisus cel înviat e astăzi printre noi. Lasă-L să te atingă! Lasă-L să te atingă și pe tine azi și vei fi eliberat! Glorie Domnului! El este aici! E printre noi! Mâna Lui care a vindecat bolnavii, mâna Lui care a oprit valurile, mâna Lui care a frânt pâinea cu 3 zile doar înainte, mâna Lui acum era perforată și din nou frânge pâinea și din nou ucenicii aceia ce mergeau spre Emaus, care nu-L cunoșteau, li se deschide ochii și L-au cunoscut la frângerea pâinii. Stă pe țărm odată să uite spre ucenicii Lui, descurajați după ce a înviat. Parcă îl văd pe Petru, cum spune, când au văzut că toată speranța lor s-a dus să întoarce înapoi la ceea ce a început. Și spune: eu mă duc să prind pește. De acolo a pornit, de altfel, de acolo l-a luat Domnul. Acum erau așa, mai îndoialnici, o duc din nou la pescuit. Și ceilalți ucenici spun: mergem și noi. Și o noapte întreagă s-au trudit și n-au prins nimic. Dar dimineața văd pe cineva așa, prin razele de lumină care apăreau, văd pe cineva că stă pe țărm. Și o voce se îndreaptă spre ei și îi întreabă: copilaș, aveți ceva de mâncare? Și îi spun: toată noapte mi-am trudit și n-am prins nimic. Dar aceeași voce le spune: aruncați mreaja în partea dreaptă. Și-au aruncat-o și-au scos așa mulți pești și-au tras spre mal. Același Iisus privește adeseori spre noi, că ne vede adeseori descurajați și aceeași voce ne întreabă așa, din când în când: copilaș, aveți ceva de mâncare? Spiritual vorbind. Și astăzi El încă ne împarte hrană spirituală, glorie Domnului. Amin. Și ne spune căci nu mâna Domnului prea scurtă ca să ne ajute, vorbim despre mâna Lui,
Și nici urechea lui nu-i prea tare ca să ne asculte, ci este o piedică care se interpune câteodată între noi și Dumnezeu, potrivit cu ceea ce spune Isaia 59, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și mine, spune Domnul. Nu mâna Domnului este de vină. Mâna aceea care a făcut atâtea lucrări, mâna aceea perforată, pipăită de ucenici, te întreb, tu ai pipăit vreodată mâna lui? Ai văzut cât e de puternică mâna lui? Stau și mă uit așa în biserică și mi-aduc aminte de câte ori mâna aceasta s-a atins și de noi și s-a atins și de tine. Priveam în dimineață la micuțul Lucas, pop, cum stătea în brață la sora Magda. Și mi-am adus aminte, sunt 2 ani și ceva, de când într-o noapte, când dormeam, un telefon m-a sculat, cam pe la ora 1, 2, fratele Dacian spunea, frate Trifan, să ne rugăm pentru Lucas. O salvare, o urgență îl duce spre Madrid și nu știu dacă va mai ajunge acolo. Și m-am sculat în plină noapte și m-am rugat Domnului și am plâns gândindu-mă la această familie tânără, primul lor copil. Și ne-am rugat Domnului și nu m-am atins de el, nu te putea atinge de el. El mergea spre Madrid, urgența. Dar o mână perforată a Domnului Iisus s-a atins de el. Și-l văd pe Lucas sănătos. Și-l văd cum crește și mă bucur. Iubiții mei, frați și surori, e mâna Domnului nostru Iisus, gloria Lui. Mă uitam într-una din zile aici la cor. Și-o vedeam pe Rebecca Opriș, pe copila aceasta, vioaie, plină de viață. Și mi-am adus aminte, într-o seară de marți seara, când frații vin la rugăciune, părinții ei au venit cu ea în brațe și au spus, e suspectă de cancer, vrem ca toată biserica să se roage pentru ea. Frate Trifan, spuneau ei, Paul și cu Adina, vreau să ungă și cu un de lemn, să se facă și rugăciune, să facă orice. Vrem ca Domnul să o izbăvească. Și în seara aceea, de marți seara, o seară simplă de rugăciune, i-am făcut în plină biserică aici ungerea cu un de lemn și ne-am rugat pentru ea. Și o mână s-a atins de ea, glorie Domnului. Și când i-am vizitat zilele trecute, i-am întrebat cum e Rebecca. A spus, toate investigațiile i s-au făcut, toate vizitele medicale, nimic nu mai are. Domnul este Cel care a vindecat-o, glorie Domnului. Mâna aceea perforată e dovadă că Domnul este viu, glorie Lui. Și tu ești o mărturie aici. Și Marcel e o mărturie aici. Când îmi spuneau cei din Cociu, când ieșea Marcel pe drum, pe stradă, locoleai. Așa era de rău, că pe toți îi bătea. Și astăzi mă uit la el. Se ridică și spune o poezie și laudă pe Domnul. Și El e o mărturie, și eu sunt o mărturie, și tu ești o mărturie, și pe tine Domnul te-a vindecat, și pe tine Domnul te-a mântuit. De aceea spunem în toată puterea cuvântului, Iisus a înviat. Amin.
și El este viu în vecii vecilor. Amin. Iisus cel înviat e astăzi printre noi. Lasă-L să te atingă și pe tine astăzi. Lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Amin. Amin.